O declarație pe care ați făcut-o cu ceva vreme în urmă, cred că a fost primită de cititorii de români, de publicul român, destul de confuz. Și aș vrea Prima. să ne spuneți dumneavoastră, da, explicația. Deci, din punct de vedere științific, vorbesc limba română, din punct de vedere politic, limba moldovenească. Explicați, vă rog, românilor, publicului românesc, ce ați vrut să spuneți Hai să prin această începem expresie. poate puțin mai specific. Mai să vă rog, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Da, e o chestiune personală. Eu. Corect, de acord. Și dacă întrebăm pe reprezentanții lumii de știință, ce gândesc ei, că există Dumnezeu sau nu. Deci, am venit cu această întrebare pentru a ajunge la următoarea idee. Nu se dar vorbeam de faptul că trebuie să cunoaștem mult mai bine situația reală a Republica Moldova. Avem o istorie controversată, una foarte și foarte complicată. Respectiv, trecutul lasă amprente foarte puternice asupra prezentului. Ori, situația în societatea moldovenească este următoarea. Da, societatea este divizată. O parte din societate, și cred că este o parte mai mică a societății din Republica Moldova, numește limba română. O altă parte, și zic eu că este o parte mai importantă din societate, numește limba moldovenească. Vreau să vă zic că poate această problemă mai persistă încă, mai există încă aici la noi, dar ea este. Și atunci, trebuie să vedem cum găsim o soluție, nu o soluție științifică. Să fie cu iertare, nu sunt om de știință, nici nu pretind a fi. Sunt politician și eu gândesc că dacă reprezentanții cercurilor științifice, într-adevăr, au o sarcină, omenire, să dezbată, să cerceteze, să discute, să vorbească despre adevărul științific, despre adevărul istoric, politicienii au o altă sarcină. Sarcina politicianului, în viziunea mea, este cea de a identifica soluții care ar duce nu la dispersarea, la divizarea societății, nu calea care ar crea mari animozități și contradicții sociale care ar putea să ia niște forme mai puțin plăcute, forme violente, ci să identifice soluții politice pentru a asigura o armonie cel puțin relativă în societate. Iată care este explicația acestei poziții politice. Mai mult ca atât, am zis că o formulă potrivită, anume pentru a atinge acest scop, nu război în societate, dar o pace relativă. Ori eu gândesc că o pace, cât de proastă nu ar fi, este mult mai bine decât un război. Este o normă generală. Trebuie să identificăm o soluție care, la această etapă, ținând cont de situația reală existentă în societatea moldovenească, să ne asigure această pace relativă. Ca orice persoană, poate merg mai departe, fiindcă în trecut făcusem și alte declarații, că Republica Moldova, având și aceste dezbateri și discuții, o situație mai puțin univocă în contextul a identității sau identificării, am zis că în această situație nu avem decât o cale: să aplicăm standardele europene, standardele contemporane, să respectăm drepturile omului. Păi dacă vorbim de dreptul la o justiție, drepturile fundamentale a oamenilor, în acest context trebuie să respectăm aceste drepturi pe toată paleta acestora. Și am anunțat că în condițiile existente în Republica Moldova, unica soluție democratică, unica soluție europeană, este să acordăm dreptul fiecărui cetățean la autoidentificare. Cine se identifică ca român, să nu se teamă, să dispună de tot dreptul să o facă, să se simtă confortabil la el în țară. Persoanele care se identifică datorită diferitor momente și istorice, din trecut, educație, mentalitate, psihologie, doar vorbim de niște lucruri care țin de niște valori. Și cât nu vom încerca noi să convingem un ucrainean că el nu este ucrainean, ci este bulgar,
Nu o să reușim acest lucru. Credeți-mă că este aceeași situație și în cazul persoanelor care se identifică ca moldoveni. Să nu fie cu supărare și eu mă identific ca moldoven. Și nu este neapărat să vorbim. Suntem în secolul 21. Noi vorbim de procese contemporane, un proces de globalizare. Haideți să privim Europa. Nu vom găsi un stat, cred că, în Uniunea Europeană, unde o națiune actuală se bazează sau poartă un caracter monoetnic. Categoric nu mai există. Și atunci noi am venit în epoca unor națiuni civile, unor națiuni politice, în ultima instanță. Iată de ce gândesc că aceste subiecte care țin de identitate, istorie, limbă, în condițiile actuale, nu aceste întrebări, nu aceste subiecte reprezintă chintesența priorităților actuale pentru țară și pentru clasa politică. Noi avem foarte multe întrebări, foarte multe subiecte, foarte multe probleme de care depinde dezvoltarea ulterioară a statului nostru. Dezvoltarea economică, cum oprim procesul de emigrație din țară, oamenii pleacă, cum atragem investiții, cum creăm noi joburi, cum reformăm și fortificăm sistemul nostru de educație, ce facem cu sistemul nostru de ocrutire a sănătății, ce facem cu protecția mediului, fiindcă situația se răutățește. E un număr impunător de probleme care, în viziunea mea, ele trebuie să fie puse pe prim plan și nu problemele asupra cărora astăzi în societate noi avem diferite viziuni, noi avem diferite abordări, ele trebuie să fie lăsate pe plan secund și găsite soluții care ar oferi un confort psihologic pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Fiecare trebuie să se regăsească la el în țară. Nu să fie dușmani. Nu să se războiască pe baza acestor subiecte. Iată de ce, repet încă o dată și astăzi, am zis că soluția politică cea mai potrivită este chiar și în Constituție. Română în paranteză moldovenească, moldovenească în paranteză identică cu cea română, este un lucru logic. Știu că multora nu le place acest lucru, categoric. Fiindcă există cei de pe segmentul dreapta care insistă asupra unei versiuni, există cei de pe segmentul stânga și stânga extremă care insistă asupra faptului că sunt două limbi diferite și tot felul de alte aberații, limba este una. E categoric, nimeni nu discută acest lucru. Ar putea lipsi menționarea limbii din Constituție ca să fie nu cred acea... că ar fi. Sincer să vă zic că trebuie să fie identificată o formulă foarte inteligentă. Foarte și foarte inteligentă, într-adevăr. Dar foarte greu de identificat privind dezbaterile pe această temă și pe... Haideți să vedem o chestie. Dacă limba nu este inclusă în Constituție, lucrul ăsta e o rezolvare a problemei sau nu, trebuie să mai discutăm, fiindcă, într-adevăr, sunt subiecte care nu au soluții simple. Nu au soluții simple. Iată de ce, oricare ar fi soluția, dar în viziunea mea, această soluție trebuie să fie una care să asigure un calm, să asigure o armonie și acest confort ca toată lumea, indiferent de apartenență etnică, indiferent de convingeri și nu să dea vă întreba dacă credeți în Dumnezeu. Noi putem mult să discutăm partea științifică, dar există și alte noțiuni. Convingeri. Convingeri, valori și atunci oamenii care au valori diferite nu ar trebui să se plaseze pe părți diferite a baricadei. Ce înseamnă democrația în sensul european a acestei definiții? Este unitate prin diversitate, este o axiomă, este un lucru clasic. Este sloganul Uniunii Europene. Categoric. Și atunci, dacă ne concentrăm pe aceste valori europene și zicem că suntem europeni, dorim să fim membri a Uniunii Europene, păi viziunea mea personală și a Partidului Democrat este că aceste valori nu trebuie să fie doar unele declarative. Ele trebuie să fie unele conștientizate și unele aplicate atât la nivel de mod de gândire, declarație, cât și la nivel de acțiuni concrete. Iată de ce noi mergem anume pe această cale. Noi vrem o pace în Republica Moldova.